Salutare prieteni, bine v-am la tutoriale video.info Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vedem un program ce analizează hard pentru a cunoaște și administra datele stocate cu disk Space fun. Acest program disk Space fun, este un, un soft gratuit ce analizează hard calculatorului și ne generează o hartă distractivă cu informații detaliate despre fiecare folder în parte, iar cu ajutorul său putem detecta cât spațiu ocupa folderul respectiv și de asemenea dacă avem uh, niște foldere care sunt copiate dublu pe hard disk. De asemenea, cu acest putem să aflăm, dacă nu cunoaștem unde am instalat un program, putem afla locația unde am instalat programul respectiv. De aceea, pentru a face acest lucru, deschidem un browser și scriem diskspacefun.com Dăm click pe primul rezultat, dăm click pe do tabul download. Acum voi puteți să descărcați versiunea full comercial uh, comercială a softului și dacă vreți să înghețați perioada de trial a lui, v-am făcut un tutorial despre Rane's Date, scris pe în căsuța de căutare a tutorialului uh, al site-ului nostru. Voi dacă vreți să luați versiunea Pro, dați click pe download, eu o să iau uh, versiunea free. Acum puteți rula executabilul direct din browser, eu o să-l salvez pe uh, desktop, save, voi puteți faceți același lucru. Haideți că s-a descărcat, închidem browserul, uh, rulăm executabilul, ne alegem limba, din păcate softul conține decât engleză și germană. Dăm click pe next, de aici ne alegem unde vrem să-l instalăm, eu o să las în ce uh, program files, voi puteți să selectați oriunde altundeva, next, next. O să las bifată create desktop icon inst și install. După care eu, eu rulați executabilul și aceasta este interfața uh, grafică a softului. Acum, pentru a analiza fiecare partiție în parte, pur și simplu apăsăm pe, o parti, uh, pe partiția respectivă și dăm click pe scan. De asemenea, puteți observa în uh, dreapta, ne arată un cerc și ne spune capacitatea 373 de giga, partiția mea C2 are capacitatea de 373 de giga, 44 de giga sunt folosiți și mai am liber 328. Acum, la de la fel, am capacitatea maximă a partiției de 250 de giga, la memorie folosită e 44,5 Și mai am liber 205 GB Să spunem că eu o să selectez nu știu Această partiție Pentru că dacă selectez ce va dura foarte foarte mult Eu o să dau scan la, la aceasta Și puteți observa Acesta este raportul detaliat uh, uh, Despre cum putem Despre folderele folder respective Dacă dăm click dreapta Putem uh, să vedem folderul respectiv, puteți observa, de exemplu, jocul meu Wolfenstein: The New Order. Putem observa că acesta ocupă destul de mult, 43,6 GB, după care la fel, 31. Deci acest, acest acest joc ne ocupă foarte, foarte mult. Dacă dăm click dreapta pe o anumită Partea acestui program detaliat, putem observa o listă cu opțiuni, și anume go to, to root, open care ne deschide fișierul respectiv, browse ne ajută să căutăm după un anumit folder, în, să umblăm prin folderul respectiv. preview nu nu merge doar ce și exclude, adică a exclus partiția respectivă. Properties putem vedea cât la sută ocupă memoria respectivă. Ok. Acum eu o să deschid iarăși softul și după ce realizăm avem și opțiunea disc putem observa discuri, avem o opțiune de help, scan folder, putem găsi, căuta după un folder, un, un anumit folder. Acum rămâne după voi, v-am spus, um, nu v-am arătat cum putem de fapt să ștergem o anumită uh, partiție, pur și simplu uh, putem da pe gold pe go to root, cam așa și ștergem ștergem respectivul folder cam acesta ar fi tutorialul, sper că v-am ajutat dacă aveți întrebări vă rog să le lăsați în rubrica de comentarii acestui tutorial uh, și uh, eu sau colegul Adrian vă vom ajuta, vă mulțumesc pentru vizionare la revedere